Centrul pentru Recuperare, Reabilitare și Educație Specială este una dintre instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Buzău, de la care primește finanțare. Este un centru pentru recuperare, reabilitare și educație specială pentru copii și tineri cu dizabilități multiple, mentale și fizice. Aceasta este titulatura exactă și acestea sunt activitățile noastre reduse într-o singură propoziție. Capacitatea centrului nostru aprobată și în conformitate cu legea este de 24 de copii. Evident, numărul celor înscriși este mai mare, dar datorită faptului că anumiți copii suferă, nu pot veni în fiecare zi, atunci noi reușim să fim în numărul legal aproape în fiecare zi. După angajarea unui kinetoterapeut, absolut necesar pentru recuperarea și reabilitarea fizică a copiilor din centru, numărul de înscrieri va crește substanțial. Ar fi nevoie de un personal de 12 persoane, dar noi facem față rigorilor programelor și activităților noastre. Avem foarte mare experiență, suntem împreună aproape de la înființare. Cel mai nou membru al echipei noastre a venit acum 14 ani. Noi funcționăm de 16, deci știm foarte bine ce avem de făcut, ne suplinim unii pe alții foarte bine. Chiar dacă este puțin numeros, personalul centrului reușește să se implice și în diverse programe europene, benefice activității acestui centru. În afară de recuperarea, reabilitarea și educația specială pentru copiii și tinerii cu dizabilități fizice și mentale, specialiștii centrului se ocupă îndeaproape și de sufletele părinților acestora. Când ai un copil cu handicap, lucrurile sunt foarte complicate. Cel puțin un membru de familie trebuie să sacrifice viața și cariera pentru a îngriji acest copil, iar problemele care decurg de aici, psihologice, sociale, sunt foarte mari. Și atunci ei trebuie să simtă că noi nu ne au doar ca parteneri, ci ca prieteni și că suntem un loc în care oricând se vor simți în siguranță și oricând se vor simți protejați, apărați și îndrumați, dacă se poate. Pentru că este un centru de zi, copiii vin la program încă de la ora 8 dimineața și pleacă după amiaza.